Să fii un sportiv hibrid înseamnă să te antrenezi pentru mai multe discipline, iar cum îmi place mie să o văd, este ca și cum ai fi un caracter dintr-un joc și ai mai multe abilități pe care ți le poți îmbunătăți. Acest lucru te face să fii adaptabil în mai multe situații, pentru că atunci când știi să te bați, știi să înnoți, știi să alergi foarte bine și foarte mult și ești și o persoană puternică, șansele sunt să te lovești de situații reale mult mai des și să folosești aceste abilități decât în cazul în care ai fi știut o singură abilitate. Sportivul hibrid este un sportiv complet, iar faptul că poți să folosești abilitățile pe care le înveți în situațiile din viața de zi cu zi te face să fii diferit de un sportiv obișnuit, pentru că de obicei viața unui sportiv obișnuit este separată de viața sportivă. Ca să-ți dau un exemplu, un fotbalist este bun la fotbal doar atunci când joacă fotbal, în afară de faptul că mai aleargă din când în când să prindă autobuzul sau mai știu eu ce mai face. Fotbalul nu are o aplicabilitate în viața reală foarte ridicată, doar să alergi și nici măcar nu este fotbalul, este alergarea. Dar atunci când ești un sportiv hibrid, poți să integrezi sportul în viața ta normală și te poți folosi de abilitățile pe care le înveți ca să îți crești valoarea în societate și ca să fii văzut mai bine de oameni. Iar din asta se înțelege că progresul din diferitele discipline pe care le practici ca sportiv hibrid este de fapt evoluția ta ca persoană. Și pe mine m-a ajutat incredibil de mult să fiu un sportiv hibrid. Spre exemplu, am învățat să mă bat, iar treaba asta mi-a oferit foarte multă încredere de sine. Știu să alerg foarte bine și pot să alerg destul de repede, iar treaba asta m-a ajutat să îmi cresc tăria mentală prin toate alergările pe care nu am avut chef să le fac și totuși le-am făcut și prin toate limitele pe care mi le-am depășit în momentele în care am făcut diferite provocări când venea vorba de alergare. Practic m-am folosit de sport ca să devin eu o persoană mai bună per total, nu neapărat să evoluez și să progresez într-o anume disciplină. Iar dacă te-am convins să devii un sportiv hibrid, o să-ți spun 4 principii după care trebuie să-ți ghidezi procesul în care urmează să intri. Atunci când încerci să faci totul, îți vei garanta că nu vei realiza nimic și de asta trebuie să faci doar câte 2 discipline. Tu ți le alegi pe care vrei, eu personal am folosit cel mai mult sala cu alergarea, dar tu poți să-ți alegi oricare 2 discipline pe care tu le dorești. Cel mai important lucru este să fie doar 2, pentru că în momentul în care încerci să faci mai multe, îți promit că nu vei învăța nimic în niciuna. Gândește-te foarte bine la ceea ce îți dorești și ce scopuri ai, iar în funcție de asta îți stabilești disciplinele pe care vrei tu să le faci. Dacă vrei să înveți să te bați, automat vei face un sport de contact, este doar un exemplu. Acum că ți-ai ales disciplinele, trebuie să înveți să îți creezi perioade. Și la ce mă refer cu perioade, sunt perioade în care îți prioritizezi disciplinele și îți poți prioritiza disciplina în funcție de posibilități sau de dorințele tale și ca să înțelegi mai bine, o să-ți dau un exemplu. Iarna este mult mai ușor să pui masă musculară pentru că e frig afară și îți este mult mai ușor să mănânci mai mult, iar asta înseamnă că iarna poate să fie o perioadă în care prioritizezi sala și faci o singură alergare pe săptămână. Și ca exemplu, eu am practicat asta toată iarna trecută, dar vara este mult mai greu să mănânci mult deoarece este foarte cald afară. Și asta înseamnă că vara poți să prioritizezi alergarea și să te menții, să-ți menții masa musculară când vine vorba de sală. Și în funcție de dorințele tale, mă refer că dacă tu în momentul ăsta vrei să înveți să te bați, nu o să prioritizezi sala sau alergarea, o să prioritizezi un sport de contact. Și cel mai important lucru este să-ți alegi prioritatea, pentru că eu în momentul ăsta, chiar dacă alerg și merg la sală săptămânal, merg la sală de mai multe ori decât ies la alergare. Scopul este să îi dai 100% la prioritatea ta și undeva la 50% la cealaltă disciplină pe care o faci, ca să ai energie mai târziu să dai 100% la prioritatea ta. Și eu personal așa am progresat cel mai mult, având o prioritate plus o altă disciplină în zilele de pauză de la prioritatea mea. Adică dacă eu merg de 5 ori pe săptămână la sală, pentru că așa mi-am propus, înseamnă că am 2 zile libere în care pot să fac o altă disciplină și mi-aduc aminte că am încercat o singură dată să dau 100% în 2 părți atunci când mă apucasem de box. Pentru că mă apucasem cu un antrenor, făceam de 3 ori pe săptămână și aveam 4 zile libere pe săptămână. Iar pentru că
nu aveam stare și nu aveam ce să fac în zilele libere, am încercat să fac de 4 ori sală și de 3 ori box în condițiile în care scopul meu era să învăț să mă bat. Și tot ceea ce am făcut a fost să mă supra-solicit și să realizez mai târziu că de fapt nu dau randament 100% la box și nu învăț la fel de eficient ca și cum dacă nu aș face atât de multă sală precum făceam în momentele alea. Așa că am redus antrenamentele de la sală la vreo 2 pe săptămână și am rămas cu cele 3 antrenamente de box și în final totul a fost bine, dar concluzia este că atunci când încerci să prinzi 2 iepuri deodată, nu o să prinzi niciunul. Menținerea va fi cheia în procesul tău de sportiv hibrid, pentru că dacă vrei să progresezi, va trebui să faci 6-7 antrenamente foarte grele, dar dacă vrei să te menții, ai nevoie de un singur antrenament și nici nu contează cât de greu este antrenamentul ăla, poate să fie ușor. Iar pe asta se bazează perioadele despre care am vorbit mai devreme. În perioada mea de masă musculară, făceam un antrenament ușor de alergare ca să mă mențin și 6 antrenamente grele de forță și de sală ca să progresez când venea vorba de masa musculară. Nu depune mai mult efort decât este nevoie ca să te menții la o disciplină, pentru că asta te va face să nu mai dai randament 100% la disciplina la care tu vrei să progresezi. Iar dacă tu acum abia începi cu sportul și nu ai o disciplină pe care să o menții pentru că nu știi nimic, cel mai probabil fiecare antrenament pe care îl faci va fi un progres. Dar scopul este ca la prioritatea ta să progresezi mai mult decât progresezi la cealaltă disciplină. Și acum nu vreau să înțelegi că ai nevoie de 6 sau de 7 antrenamente ca să progresezi într-un domeniu. Am dat doar un exemplu extrem ca să înțelegi diferența dintre menținere și progres. Antrenamentele ți le vei face cum vrei tu, poți să progresezi și cu 3 antrenamente pe săptămână și cu 6 antrenamente pe săptămână. Iar ultimul principiu este că secretul se află chiar în mâncare. Iar eu personal, de când sunt un sportiv hibrid, nu am fost deloc într-un deficit caloric. Dacă nu știi ce este deficitul caloric, înseamnă să mănânci mai puține calorii decât cele pe care le arzi din activitățile zilnice, iar rezultatul acestui deficit caloric este să scazi în greutate. Și ceea ce vreau să spun este că de când sunt un sportiv hibrid, ori mi-am menținut greutatea, ori am crescut în greutate. Pentru că atunci când faci atât de mult sport, vei avea nevoie de la fel de multă energie și energia o iei din mâncare. Așa că secretul este ca mereu să îți menții greutatea sau, dacă vrei, să crești câte puțin în greutate, iar acea greutate să fie masă musculară. Altfel îți va fi foarte greu să te antrenezi în 2 discipline diferite când nici măcar nu îți iei energia din mâncare. Iar acum tot ceea ce a mai rămas este să începi. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă poți acum să ieși la o alergare, închide videoclipul ăsta și ieși la alergare. Vreau să știu și părerea ta despre a fi sportiv hibrid în comentarii, ca să știu dacă să mai fac videoclipuri de genul pe viitor. Iar în final, nu uita, confortul este dușmanul evoluției.